succesul este despre energia ta masculină. Fericirea este despre energia ta feminină. Și foarte multe femei se canalizează pe carieră și femeia care vrea succes nu vrea fericire. Dar cu toate astea sunt multe femei care sunt în relații cu bărbați care câștigă mai puțin decât ele. Da, pentru că nu știu să-și aleagă partenerul. Dacă tu, ca femeie, câștigi mai mulți bani și ai succes, succesul tău este mai mare decât succesul lui, asta înseamnă că scuza mata este mai lungă. <laughs> Top greșeli pe care le fac bărbații într-o relație și femeile într-o relație. Și cum ne dăm seama că această femeie reprezintă valoare pentru un bărbat? Da? La fel. El investește resursele, cele mai importante resurse din viața, adică, așa exact așa cum am spus, timpul, atenția, banii, emoția și pasiunea. Și asta înseamnă în moment când el are grijă de ea, Uh, îl interesează dar asta într-adevăr trebuie să-ți pese de această femeie și să ai intenții serioase și atunci clar că da, să te intereseze uh, ce face cum reușește o femeie să îl ajute pe bărbat să rise up episod susținut de gândește diferit.ro platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră să faci mai mulți bani să ai relații mai bune și o viață extraordinară Intră acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România. Salutare și bine v-am găsit la Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această seară este o femeie cu totul deosebită. M-a fascinat cu ideea de relații, dar mai mult decât atât eu o numesc o antrenoare de femei, Elena Kucikovski. Bine Bun, ai venit! Bine te-am găsit! Știi că prima dată m-am chinuit să rostesc uh, numele tău. E mai complicat. E mai complicat, dar sună, sună așa, strong. Dar dacă înveți să-l rostești, îl ții minte. Uh, Elena, discutam noi într-o într <laughs> întâlnire offline uh, despre un subiect foarte, foarte interesant din punctul meu de vedere și anume relațiile femeie-bărbat. Dar, mai important decât atât, discutam despre niște mici greșeli pe care le fac femeile în relații, dar și despre niște greșeli pe care bărbații de alt, de alt de altfel, dacă mai și vorbesc, le fac într-o relație. Mă interesează mai mult despre femei, știi? Din punctul meu de vedere, într-adevăr, femeile nu, nu pot să zic că fac greșeala, dar își asumă din ce în ce mai multe responsabilități și inițiativă. Într-o relație, dacă stai să analizezi, femeia are mult mai multă inițiativă decât un bărbat. Și normal ar trebui o inițiativă să vină mai mult de la bărbat. În general, inițiativă, acțiune, responsabilitate, femeia este mult mai responsabilă în cuplu și observăm tendința că ea și asumă pentru copii, ea și asumă. Când, unde, cum merge familia în vacanță, și în afară de asta, femeia face greșeala că ea este cea care indică standardul familiei. Cu ce mașină merge familia, în care țară pleacă și așa mai departe. Că toate aceste lucruri trebuie să le facă bărbatul. Dar pentru că e prea multă inițiativă, bărbatul, bineînțeles, devine pasiv. Și plus există concurența. Ok concurența în cuplu, asta este o problemă foarte mare. Și femeile astăzi vor să demonstreze. Eu pot și singura. Sau, de exemplu, foarte multe femei spun, de ce mi-ar trebui un bărbat dacă eu pot și singura? Ceva de genul. Sau, de exemplu, când ea este în cuplu, ea neapărat vrea să demonstreze cât de descurcăreață este ea. Cât de tare este ea. ea este în forță. De unde crezi tu că vin toate nevoile astea? Că la urmă urmei <laughs> Sunt niște nevoi, bănuiesc, nu? De a demonstra, de a lua inițiativa. De ce preiau femeile inițiativa? De ce bărbații nu? Că, la modul. Avem testosteron. Ar trebui să ne sesizăm când femeia preia inițiativa și să zicem, nu, stai așa, caut eu. De ce? Pentru că astăzi, de foarte multe ori, femeile au mai mult testosteron decât bărbatul. Okay. Testosteronul este hormonul succesului, hormonul acțiunii. Și majoritatea femeilor astăzi fac carieră. Majoritatea femeilor fac bani. Majoritatea femeilor au putere socială. Și, practic, nu există astăzi o femeie să nu facă bani. Asta este ceva normal, la ordinea zilei. Și, bineînțeles, că uh, succesul este despre energia ta masculină. Um, fericirea este despre energia ta feminină. Și foarte multe femei se canalizează pe carieră și femeia care vrea succes nu vrea fericire. Da, asta este o regulă. Deci femeia care vrea succes nu vrea fericire? Da. Da, ea nu are nevoie de fericire, efectiv, ea vrea succes. Și ea este mereu în acțiune, ea este mereu în testosteron și bineînțeles că vine momentul când această femeie trebuie să se cupleze. Da? Și seara, acasă, sunt doi oameni în testosteron. Doi masculi. Testosteronul se reface seara. Bărbatul vine acasă și el vrea să stea liniștit. Și femeia începe. Eu am muncit toată ziua. De ce doar eu trebuie să spăl vasele? De ce doar eu trebuie să gătesc? Dar tu stai la televizor și nu faci absolut nimic. Dar bărbatul are instinctul acesta seara să-și refacă forțele. Știi, înainte, pe vremuri, veneau bărbații cu mamutul, stă, în peșteră, stăteau la foc și televizorul este același foc da okay. te, te reechilibrezi, îți aduni puterile, îți refaci testosteronul. Și plus, bărbatul se spune că după 5 seara, dar nu chiar mai devreme, el nu mai produce testosteron. Gata, el are nevoie de liniște. Și el acasă nu primește această liniște. Și el nu poate să-și refacă acest testosteron. Și mâine, Luca, el să iasă în forță, să aducă mamutul, să ia inițiativă ca ea să stea, să fie femeie el nu prea are energia necesară și ea atunci este nevoită să iarăși să fie în acțiune. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că, și apropo de concurență, noi am fost așa educate. Deci eu mereu am fost educată. Olimpiadă, concurs, loc întâi, trebuia să fiu cea mai bună, trebuia să demonstrez și nu doar eu, noi am fost educate la fel ca și băieții. Care a fost Purine. diferența între educație când ne-am format noi? Când am, aveam eu șapte ani, m-au educat pe, tine, pe mine diferit decât pe tine, că tu ești băiat și eu sunt fată? Nu, nu. Nu, doar că avem fustiță, tu aveai pantaloni. Da, atât, atât. Da, și practic ne-am educat ca oameni. Nu s-a făcut diferență de sex feminin, masculin. Și într-adevăr, astăzi eu pot să spun că arta de a fi femeie este o artă. Și este foarte prețioasă și valoroasă femeia care și cunoaște această artă și ea chiar se învață. Chiar așa se numește și platforma pe care, pe care voi o aveți, și programul, și devizul bănuiesc pe care, da. pe care mergeți. Povestește-mi un pic mai mult despre ce, ce misiune ți-ai asumat tu, echipa ta, în, în direcția asta de feminitate la urmă. Eu pot să zic că sunt coachul femeilor fericite. Okay. Pentru că fericirea are mai multe aspecte din punctul meu de vedere. Armonia, echilibrul, echilibrul pe toate aspectele vieții. Sănătatea femei, cum arată relația, cariera, banii la feminin. Eu am foarte multe programe despre banii la feminin pentru că așa îi fac și eu și eu asta știu să fac. Și n-a fost mereu așa. Eu vin într un mediu foarte masculin. Și femeia poate să-și descopere vocația, poate să facă ceea ce-i place, ea poate să simtă liniște și armonie. Eu mereu am spus că puterea ta stă în liniștea ta, dacă vorbim de o femeie. Uite, de exemplu, femeia care se trăiește în sentimentul de plinătate, trăiește în plăcere, trăiește în satisfacție, este în relax. Da? Deci o femeie adevărată este femeia relaxată, care nu este, nu este tensionată, e și emană în jurul ei altceva. Da? Și ea poate să facă bani mai mulți decât o femeie care face carieră, are relație, are viață socială, are timp pentru sănătate, sport, ieșiri, vacanțe și cu toate astea te uiți și într-adevăr a impresia că, mamă, de ea viața este foarte ușoară. Dar de fapt e știe pur și simplu să menține echilibru. Și fiecare femeie poate acest lucru. Și asta înseamnă să te conectezi la puterea ta, mie îmi place cuvântul putere, la puterea feminină. Fine. Deci să te conectezi la puterea ta feminină. Și practica asta pot să zic că eu ajut femeile să se conecteze la esența sa, să se conecteze la puterea sa feminină. Pentru că dacă ea nu se conectează la esența ei, niciodată în viață nu putem vorbi despre fericire. Și dacă întreb femeie ce înseamnă fericire, credem, din 10-9 o să-ți răspundă iubire, relaționare și așa mai departe. Noi vedem fericirea noastră într-o relație, într-un bărbat. Clar, clar. Da, și atunci, dacă tu nu ești conectată la esența ta. Oportunitățile vin foarte greu. Tu uh, lupti, tu mergi împotriva curentului. Deci tu trebuie să treci pe pământ așa cum te-a creat Dumnezeu. Deci, dacă pe mine m-a Dumnezeu femeie și eu vin și încep să concurez, să demonstrez, să fac bani, să mă stresez, să mă tensionez, să produc testosteron, să fim doi masculi în casă și așa mai departe, este clar că eu trăiesc împotriva naturii. Cum pot eu să intru în flux? Cum pot eu să fiu văzută și auzită de Univers? Da, în moment când femeia se conectează la esența sa feminină, uh, pentru că ea este forța creatoare a Universului, ea trăiește în flux. Pot să zic că o astfel de femeie automat este din zona ghinionului. O astfel de femeie automat atrage oportunități în viață, atrage bani, atrage cadouri, atrage vacanțe, atrage lucruri frumoase, adică ceea ce își dorește o femeie. Acum eu sunt materialistă, cadouri, vacanțe. <laughs> Cred că oricine e trebuie să fie bolatul și o femeie, materialistă. Și e normal o femeie să fie materialistă, absolut mam, normal. Mamă, mam, vezi că ai spus ceva acum, e, o să e. pe unei dintre, dintre oameni o să-i deranjeze lucrul ăsta. Nu eu adevăr, am, o, eu am o, ideolo, o ideologie aviz de ideea de materialism al femeilor da. și a, a fost o contră la un moment dat la mine pe Instagram. Eu am zis că femeile, da, caută bărbați cu bani. Eu am zis, da, bă, femeile caută bărbați cu bani, dar femeile nu caută neapărat... Nu, nu mă refer la acea categorie de femei, da? Uh -huh. Femeile nu caută neapărat banii în sine, cât caută siguranța, stabilitatea, drive unui bărbat, categoric. puterea, determinarea, forța. Adică toate astea cumva sunt o rezultantă a faptului că bărbatul ăla e mișto. Că dacă el nu era mișto, nu, stătea probabil la cort. Categoric, știi? categoric. Deci cât de deosebit n-ar fi. Asta înseamnă uh, putere. Pentru un bărbat banii, asta înseamnă succes social, asta înseamnă că el are o greutate, asta înseamnă că el are o energie pe care o monetizează, asta înseamnă că el are resursă, e un bărbat cu potențial. Da? Și atunci, practic, cum pot eu să mă simt femeie dacă eu aș avea mai mulți bani decât bărbatul meu? Da. Deci tu susții că în casă bărbatul face mai mulți bani decât femeia? Categoric. Că trebuie, de fapt. Păi ce fel de siguranță dacă, de exemplu, eu rămân însărcinată, da? Sau am doi copii, unul după altul, sau și eu sunt cea care am mai mulți bani. Despre ce siguranță vorbim? Și eu nu pot să fac acești bani că sunt însărcinată. Uh -huh. Deci ce facem aici? Dar cu toate astea sunt multe femei care sunt în relații cu bărbați care câștigă mai puțin decât ele. Da, pentru că nu știu să-și aleagă partenerul. Dacă tu, ca femeie, câștigi mai mulți bani și ai succes, succesul tău este mai mare decât succesul lui, asta înseamnă că, scuză-mă, este mai lungă. <laughs> ok. Și asta înseamnă că el mereu va avea un cuțit împotriva ta. Bărbații nu iartă așa ceva. Nu iartă. Chiar dacă el... Înțelege și așa este situația, se complace și așa mai departe, dar în sinea lui, el are spirit de concurență mai mare, în sinea lui, el are spiritul de vânător, în sinea lui, el are spiritul de învingător, de campion. El vrea să fie alfa și atunci normal că el mereu va avea ceva împotriva ta. În primul rând, el niciodată nu o să te perceapă 100% femeie. Niciodată. Eu pot să susțin oriunde da. teoria asta tu niciodată nu vei fi cea slabă pentru el. Tu niciodată nu vei fi cea care, pentru care el să-și asume responsabilitatea, de care el să aibă grijă. Pentru ceea dacă tu te descurci. Da. Și eu mereu am spus că într-un cuplu există două variante. Atunci când bărbatul, de exemplu, are potențial, dar el nu a avut femeia potrivită alături și încă nu s-a manifestat la justa lui valoare, da? dar femeia trebuie să vadă și să știe cum să identifice un bărbat cu potențial și de se zice, femeia te ridică, femeia te coboră, da? <laughs> și într-adevăr, dacă bărbatul este cu potențial, femeia poate să-l ridice rucă firma până la cer. Dar, te întreb după aia cum. Da, dar mm -hmm. în primul și în primul rând, regula de bază este în moment când femeia și atrage bărbatul, din punctul meu de vedere, el trebuie să aibă măcar cu 30% mai mult decât ea. Ok. De exemplu, dacă ai are 1000 de lei, să aibă 1300. Deci concret, 30%. 30%, da. da. Uite, e okay. o formulă, este ușor de realizat. <laughs> da. Deci dacă mă vrei, 30%. Când faci, atât. Nu, pare nu, rău. nu te potrivești în pare rău. Pare rău, nu. Nu, nu merge. Uh, mergi. Cum, cum intră, o femeie în flux? Prima întrebare și mă întorc la, mă întorc la cum ajută o femeie, un bărbat să atingă culmile succesului într-o societate în care individualismul este super, super, mega împins. Adică se creionează foarte mult ideea că putem reuși și singur. că femeia poate reuși singură, bărbatul poate reuși singur. Ok, de la care încep să răspund? De la cum intră femeia în flux. Cum că în bănuiesc la... că are legătură cum intră femeia în flux cu faptul că el poate ajuta pe bărbat, că dacă ea nu e în flux. Da, dacă știi de ce mă întreb. <laughs> Am făcut eu așa o legătură. De exemplu, femeia pe plajă, da? la mare. Ai văzut o vreo femeie agitată pe plajă? Nu. 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 Deci toate femeile stau în poziție orizontală. Da? Toate femeile se simt super bine, super relaxate și sunt fericite. Nu am văzut nicio femeie nefericită să stea la soare, la oare, nisip auriu. Cum este bărbatul pe plajă? În general, în picioare. Da, deci, asta okay. e o mare problemă să te bronzezi cu iubitul tău. Deci, să, să se bronzezi alături de tine opt ore e o mare problemă. Da. Deci, este imposibil. Deci, asta cu vacanța e cam greu. Și femeia, când stă în poziție orizontală, ea își amplifică uh, puterea, resursa personală, puterea personală. Își reface energia. Se echilibrează. Și bărbatul își reface energia atunci când el este în poziție verticală. Pentru că bărbatul este verticală, femeia este orizontală. Și în moment când femeia este în poziție orizontală ea și ea are emoție autentică de bucurie și de relaxare, da? în momentul ăsta ei vin idei, sună cineva potrivit, se întâmplă lucruri. Cu cât mai relaxată, fericită și bucuroasă este femeia, cu atât ea mai repede intră în flux. Pentru că universul reacționează la emoția autentică. Și acum vine Gică Contra la mine, da? da? Care spune așa. Adică, ce vrei să spui, Elena? Că femeia doar trebuie să stea și să aștepte și să întâmple lucruri? Uh, nu. Ea trebuie să aibă grijă de starea ei. Există o vorbă, să fii în stare. Tu ești în stare sau nu ești în stare? Da? Deci tu, ca femeie, obligația ta este să fii în stare. Adică să te duci în punctul în care să fii relaxată, fericită? Um, să te duci în punctul în care tu îți acorzi timp de calitate, minim 15-20 de minute pe zi și tu ai grijă de feminitatea ta și de starea ta de bine, de relaxul tău, de emoția ta autentică și te introduci în această stare. Okay. Noi trăim în secolul informațional. Există atâtea tehnici și practici care te pot induce în stare. da Te pot induce în stare în starea de relax, te pot te induce în starea de succes, te pot te induce în orice stare. Și succesul până la urmă, cum atragi succesul? Simțindu-l. Succesul atrage succesul. Dacă tu ești victima destinului, tu atragi succesul niciodată. Uh -huh. Da, exact așa și aici. Deci, emoția autentică. Emoția autentică trebuie să fie asta de plăcere și satisfacție. Asta este emoția autentică a unei femei adevărate. Și asta este datoria ei. Nimeni nu vine să facă o femeie fericită. Niciun un prinț, nici un bărbat, nimeni. Nimeni și nimic. Doar ea. Prin anume emoția autentică de plăcere și satisfacție. Dar ea trebuie să știe. Ea trebuie să facă lucruri care îi fac plăcere, ea trebuie să mențină acest echilibru. De exemplu, la mine în agenda, da? sau în to listul meu, sunt cinci lucruri care eu trebuie să le fac, că nu sunt copil, exact, răspund la întrebarea ta ce femeie trebuie să stea să nu facă nimic, uh, și sunt cinci lucruri pe care eu vreau să le fac. Și eu mențin în fiecare zi echilibrul deci cinci, între vreau și trebuie. Cinci lucruri pe care trebuie să le fac, cinci lucruri pe care vreau să le da. fac. Păi eu dacă Așa. aș face doar ceea ce trebuie, aș nebuni. Eu nu, pot. Fine, fine, asta. nu pot. da. Și asta e regula mea personală care mi-e îmi face foarte bine. Așa, Deșta. eu am făcut. Prioritar, da? Eu fac cei ce e cel mai greu de dimineață. Prioritar, pac, 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 cinci lucruri. Mă să le fac cât mai repede, să fiu eficientă ca să-mi rămână cât mai multe lucruri. Dar... Când alea cu vreau intră masaj, cantă, tot durează câte o oră. Și am... De... <laughs> <laughs> și am nevoie de, de mai mult timp pentru vreau decât pentru trebuie. Am înțeles. Dar există vreo regulă, de exemplu, bă, trec la alea pe care le vreau doar după ce le am terminat pe cele cu trebuie. Da, dar când văd că nu am resursă pentru trebuie, mă mai bag și un vreau mai întâi. Ah, ok, dar regula e să terminăm da, da. trebuie. Da, se întâmplă uneori că nu mai, gata, nu ești inspirat, nu și atunci fac ceva, da, pot, pot să mi schimb planurile, mă duc la masaj sau nu știu, la spa, fac ceva de dimineață ce îmi place, ce mi amplifică energie și după aia starea de resursă o fac treaba. Cum identifică o femeie modalitățile prin care poate să ajungă în starea de relax, în starea de fericire, flux și așa mai departe. Cum identifică ce îi place? Pentru că eu consider că în vremurile în care ne aflăm, social media, Instagram, TikTok-ul ne consumă foarte mult și timp și energie și resurse și așa mai departe. Și femeile nu prea știu cam ce ar trebui să fac ca să Adică poate înțeleg, dar nu știu, știi, sunt în punctul ok. Am înțeles, da. Vrei să zic cum am înțeles eu ce-mi place? Da. În eu și m gândit mai bine. Așa. Și am împărțit o foaie în trei coloniți Și am scris lucrurile pe care eu urăsc să le fac, care le-aș delega ieri. Și am început să scriu ce nu-mi place să fac categoric și ce aș delega. Și, drept dovadă, încet, încet am început să deleg. Apoi, a doua coloniță, lucrurile care m m m trebuie să între. le fac. Între. Nici n-aș face, dacă când am chef, da, parcă n-aș delega. Și am scris aceste lucruri. Și a treia, preferată. Ce n-aș delega niciodată? Aș face doar eu. Și aici, știi cum îți vine inspirația? Și începi să-ți aduci aminte de lucrurile care chiar îți fac plăcere. Și iarăși, emoția autentică. Uh -huh. De la ce simți tu bucurie, ce te relaxează. Și pentru mine, criteriul este să fac ceva și să nu observ cum trece timpul. Eu mă pierd, eu mă dizolv. Eu primesc plăcere, eu nu sunt acum și aici, pierd noțiunea timpului. Uh -huh. Deci asta înseamnă că mie îmi place să fac ceea ce fac eu și am scris toate programele. Deci efectiv ești ca într-o transă, ca într-un extaz, da? Bine, nu neapărat să exagerăm transă, extaz, dar în general emoția a bucuriei. Da. Și scrii ce n-ai delegat niciodată. Și ceea ce nu delegi niciodată, da? asta este de fapt ceea ce îți place să faci. Și, atenție, cei mai mulți bani femeia la fel poate să facă dacă își construiește un business din a treia coloniță. Da, deci din ceea ce îi place să facă. Dacă în a treia coloană se întâmplă să nu scrie nimic? Nu există. Nu există să nu scrie nimic? Nu există. există. Nu există. Eu am lucrat cu peste 10.000 de femei, nu există. Din 10.000 de femei n-au fost femei care să ajungă la a treia coloană și zică, păi n-am? Nu, atunci trebuie să fie într-o stare horror. Nu ajunge la mine atunci. Am Probabil înțeles. se duce în altă parte, nu știu. Am înțeles. Bun. Da. Bun. Deci, femeia are de datoria să ajungă în starea de relaxare și în starea de fericire da. singură da, 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 da. Singură. Normal, da. adică flux da? Da. și să o legăm cu întrebarea interesantă de altfel, care mă privește și pe mine uh, cum reușește o femeie să îl ajute pe bărbat să rise up uh, eu o să încep așa un pic întortocheat unde este iubirea bărbatului? Unde este iubirea? Mă, mă întrebi? Te întreb și răspund tot eu, Hai. că sunt multe variante. Din punctul meu de vedere, iubirea bărbatului este acolo unde este relaxarea lui. Okay. Acolo unde el se relaxează, acolo unde el se simte bine, acolo unde el se simte inspirat. Da? acolo unde se relaxează bărbatul dar se relaxează mental, fizic cum vrei tu pe toate planurile da? unde nu simte tensiune nu simte presiune nu simte o presiune de la anumite emoții de la chestii nespuse și așa mai departe și acolo este iubirea lui asta este mediul cel mai favorabil pentru un bărbat ca el să se relaxeze femeia poate să-l ajute prin a-i crea acest mediu, prin a fi o prezență foarte plăcută Uh, de exemplu, el din potrivă să se grăbească și să vrea să fie alături de ea, să petreacă timpul cu ea. A, nu să, a, ce să mai fac, să nu mă duc acasă. Uh -huh. Pentru că acasă, vai că iarăși n-ai spălat, n-ai făcut, doar eu și așa mai departe. Deci asta, prin a crea acest spațiu, prin a crea această atmosferă. O femeie adevărată armonizează totul în jurul ei și mai ales un bărbat puternic, cu energie masculină puternică, simte nevoia să graviteze în jurul unei femei feminine. Uh -huh. De obicei, bărbații puternici pleacă de la femeile cu energie masculină. Um, și atunci, el. Dar de ce pleacă? El instinctiv înțelege că el acolo nu va crește niciodată. Da. Și el ține foarte mult la succesul lui. Foarte mult. El simte că el nu se umple. El simte că ceva nu e în regulă. El simte. El, la nivel instinctiv. El nu. Poate nu citește cărți despre feminitate și masculinitate ca să definească exact ce se întâmplă. Dar la nivel de feeling, bărbatul simte. Uh -huh. Și atunci. Um, Asta ar fi prima regulă, să-i creeze atmosfera. Dar aici, la crearea, atmosf crearea atmosferei... Deja sunt foarte multe lucruri. În primul rând, cum arată dispoziția ei, starea ei în casă să fie frumos, arome, gătit, muzică, alte chestii ce se întâmplă după ușa dormitorului. Asta contează foarte mult într-o relație și așa mai departe. Și aici deja gata, este full option, o femeie care trebuie să uh -huh. cunoască arta de a fi femeie. Dar relaxarea, ca el să se relaxeze, mai ales seara, când el vine, și mereu trebuie încurajat, chiar dacă el uh, admirat. Bărbatul iubește să fie admirat, el trebuie să fie admirat și nu fals, dar admirat pentru ceea ce este el cu adevărat, pentru lucrurile bune pe care le face, uh -huh. lucrurile pe care el le reușește, da? pentru ceea ce poate el. Uh, admirat, încurajat, uh, chiar dacă lui nu i-a ieșit ceva cum trebuie mereu femeia să încerce să-l conecteze la succesul lui, la ce a făcut el bine. Mereu, mereu, mereu să aibă grijă să-l conecteze la succesul lui. Să nu critique, să nu ridice vocea. În momentul când femeia începe să țipe, scuză mă că așa se întâmplă, el are impresia că e mama în copilărie care ridica vocea. Și atunci chestia asta și încă ceva. Toate femeile trebuie să-și rezolve bagajele emoționale. Uh -huh. În moment când ă, asta la fel contează foarte mult, ca să susții, -ți să aplici bărbatul, în moment când femeia are un bagaj emoțional mai mare, decât bagajul emoțional al bărbatului, el simte. El simte și la fel are tendința, el nu vrea să stea alături de ea. Pentru că puterea emoțională este puterea femeii. Deci, femeile cer de la bărbați. Ah, că tu nu mă iubești, că tu nu-ți arăți dragostea. El trebuie să-și arate dragostea prin ce? Să aibă grijă de tine, să te aducă în peștere, să ai stabilitate, să-ți dea numele lui, să aibă grijă de copii și să-ți oferă un anumit standard, el nu intră în obligația lui de bărbat să plângă după tine, să <fie> cu de la lacrimogene, te iubește și așa mai departe. Nu. A, pentru că puterea emoțională este puterea femeii. Bărbatul, femeia oferă din inimă, bărbatul primește, recepționează și oferă din plexul solar. Da? Din, prin puterea de voință, prin responsabilitate. Uh -huh. Dar femeia ce, ce vrea ea? Că el să plângă cu ea. Și atunci, practic, el accesează emoția, care, de fapt, emoția, repet, este puterea feminină, nu masculină. Uh -huh. Și atunci, ce este vorba și de bagajul emoțional, de a început de emoție, trebuie să-și rezolve neapărat ca ea să fie o prezență plăcută. Acum este despre tine. Te rețin doar un minut pentru că vreau să te întreb ceva. Îți dorești ca viața ta să treacă la nivelul următor? Dacă răspunsul este da, ei bine, Nimic nu este întâmplător, iar tu ești exact unde trebuie. Permitem să-ți prezint platforma Gândește diferit.ro, locul unde vei învăța din zeci de cursuri susținute doar de experți în domeniu, care deja au ajuns la succes, cum să ai și tu mai mult succes în carieră, cum să câștigi mai mulți bani, să evoluezi în business, cum să ai relații mai bune, dar și cum să ai un stil de viață extraordinar. Ești doar la un clic distanță de a descoperi strategiile practice și aplicabile care te vor ajuta să-ți îmbunătățești viața și să o duci la nivelul următor. Ai acces nelimitat la cursuri din 8 categorii de interes: business, dezvoltare personală și profesională, educație financiară, relații și multe altele. Pe lângă asta ai acces la rezumate cărți, la comunitate, la evenimente live și online, dar și la discuții private cu experții din platformă care îți vor răspunde la orice întrebare ai tu. Toate acestea la un cost foarte mic, începând de la doar 35 de lei pe lună, exact cât o pizza în oraș. Intra acum pe linkul din descriere și alege să faci pasul către cea mai bună versiune a ta. Iar dacă introduci codul GD20, ai 20% reducere la toate abonamentele. Succes! Ok, acum apare că femeile au de făcut o grămadă de treabă, și acești zei încununați pe nume bărbați, da? Ar trebui doar să existe și să graviteze no. în no. atmosferă, no. dar Niciodată. hai să trecem și în partea asta de bărbați, bă, ce, ce are și el no. de făcut, știi, la urma urmei? Că trebuie să fie, trebuie să fie o, o, o muncă împreună, știi? Mm. Da, psihologia femeie și psihologia bărbatului sunt lucruri foarte diferite. Exact este ca și câinele cu pisica. Bărbatul, sincer, acum sunt foarte multe teorii. Eu sunt foarte materialistă, trăiesc acum și aici, pe mă interesează, nu mă interesează viața de apoi, mă interesează să fie confortabil pe acest pământ și din punctul meu de vedere, bărbatul, în primul rând, trebuie să fie responsabil, să se țină de cuvânt, din bărbatul valorează exact atât cât valorează cuvântul lui. Bărbatul niciodată nu se estimează după vorbe, doar după fapte. Dacă el zice că vine la șapte, înseamnă că el vine la șapte. Dacă el nu vine la șapte, înseamnă că el anunță că el nu vine la șapte. Și pentru mine asta nu e că Mamă ce șmecher sunt eu, mă așteaptă și eu nu sunt. Nu, asta este vorba despre bărbăția ta, despre uh -huh. masculinitatea ta, despre cât de asumat ești. Un bărbat el trebuie să fie asumat, neapărat asumat. Și practic asta, puterea de voință, responsabilitatea lui, faptele lui care... Da, bărbatul are de făcut foarte multe, foarte multe, din punctul ăsta de vedere. Femeia mai are emoții, mai are zilele nepotrivite, vrea, nu vrea. Bărbatul nu poate să-și permită lucrurile astea. Dacă trebuie să fie ferm. Da, trebuie să fie ferm pe poziție și foarte responsabil și să aibă voință. Ok. Da, și acțiune. Acțiune multă. Acțiune multă, multă. Aud foarte des în jurul meu din. Punct de vedere al relațiilor între bărbați și femeie, dilema femeilor care nu-și găsesc un bărbat pe placul lor, și dilema bărbaților care nu-și găsesc o femeie pe, pe placul lor, cum atrage o femeie bărbatul pe care îl visează, pe care îl așteaptă, pe care îl. Niciodată n-am avut problemele astea. <laughs> <laughs> Dar dacă stați să vă gândesc mai bine, Încearcă și tu să ne povestești din problemele altora. Da. Deci cum atrage femeia bărbatul? Da, cum atrage femeia. Problema asta e super da. întâlnită. Adică femeile okay. se plâng bă, nu găsesc și eu pe unul care să fie ok. Numai de ți dau. Da, dar mai întâi trebuie să știi ce vrei. Dacă nu știi ce vrei, materializezi ceea ce nu vrei. Deci trebuie să știi clar ce vrei. Ce înseamnă clar? Să faci portretul bărbatului ideal. Da, aici chiar am o remarcă. Um, astăzi am conștientizat ceva și o să spun referitor la relație. Um, acum nu vorbim unde o femeie ar putea să facă o cunoștință cu un bărbat. Nu despre asta este vorba. Dar ce vreau să dau? Vreau să dau un sfat femeilor. Fiecare femeie trebuie să cunoască noțiunile flirtului. Ok. De ce? Pentru că flirtul poate fi o uh, potențială relație. Un flirt poate fi o potențială relație. Femeia nu știe să flirteze, ea consideră că își creează obligații. Și în ce constă acest flirt? Este, de fapt, un schimb de energie între femeie și bărbat. Uh -huh. um, și ea consideră că e penibilă, ea cu mai multe lucruri. Dar și flirtul acesta trebuie să fie foarte delicat. Și femeia trebuie să știe să dorească un zâmbet, femeia trebuie să știe să dorească o privire, femeia trebuie să știe, prin gesturi, să nu respingă. Adică ea nu, noi nu vorbim că ea este disponibilă, nu. Ea pur și simplu trebuie să cunoască toate aceste lucruri, ca să dea un semnal energetic, să dea din de înțeles bărbatului. Și problema este în felul următor, că dacă femeia cunoaște toate aceste lucruri, ea poate atrage atenția bă, bărbatului pe care ea l-a plăcut. Uh -huh. Nu el a văzut-o, a venit, a băgat-o în seamă și ea se simte datoare să răspundă la telefon că m-a băgat în seamă, nu pot, trebuie să-i să răspund. Mm -hmm. Și câte relații se formează care, de fapt, nici nu i-a plăcut prea tare de la început. <laughs> Do, asta este adevărul. Da. Asta ca femeia să știe să atragă. Plus, ea mereu va atrage bărbați adevărați, repet, dacă are energia feminină amplificată, pentru că ei vor gravita, ei simt la nivel instinctiv, legea junglei, legea animalică, el simte femela, mascul, masculul simte femela. Și cum să-mi găsesc unul ca lumea? Da. Am conștientizat recent. În primul rând, scara de valori trebuie să corespundă. Fiecare om, să zicem așa, are matricea sa de valori. Da? Eu dau exemplu, repede. Dau exemplu meu personal și mi-am dat seama de ce relația mea acum funcționează minunat. Da? Și care este rețeta? Eu am cinci valori de bază. Dezvoltarea personală este valoarea mea de bază. Dezvoltare, tot ce înseamnă dezvoltare. Da, Limbi străine, muzică, dansuri, nu contează. Eu nu vorbesc doar citit de cărți, cursuri și da, așa da, da. mai departe. Tot ce înseamnă evoluție, dezvoltare. Pe business, tot, tot, tot. Dezvoltare. A doua valoare esențială este. Relația. Dar relația cu partenerul, relația cu, cu copilul, relația cu părinții, relația cu clienții, relația cu colaboratorii, în general, relația. Da? Eu pun foarte mult accent pe relație. Dar în primul și în primul rând, pe relația cu partenerul, relaționarea. 3. Sănătatea, modul de viață sănătos, lucrurile care organice, care mă fac sănătoasă, tânără și așa mai departe. 4. Banii, și eu sunt materialistă, mi îmi plac banii. Dar dacă eu am acțiunile astea corecte, banii vin de la sine, nici nu trebuie uh -huh. să mă strofog. Așa și cinci distracția. Da? Pentru mine contează vacanța, restaurantul, ieșirele, asta există în fiecare săptămână, eu am program, buget pentru așa ceva și așa mai departe. Astea sunt valorile mele. Și eu am stat și am analizat de ce merge bine. Pentru că partenerul meu are aceleași valori. Dacă, de exemplu, astăzi, noi trebuie să ieșim undeva, avem ne-am înțeles acolo de două săptămâni și eu un pic am uitat o să-i zic că astăzi trebuia să vin aici. Și am spus am pe la un cinci, că îmi plecam spre tine. Dacă era un partener care nu are aceleași valori, ar zice, păi cum, că nu ne-am înțeles, că trebuie, păi cum faci din asta, dar unde te duci, dar ce înseamnă uh -huh. asta? Nu. Da, iubita mea, dacă este important pentru tine și. Așa, dar bineînțeles, mergem mâine, mergem altă date, mergem săptămâna viitoare. La fel și el, noi trebuia să ieșim săptămâna trecută și el zice, uite, că m-a sunat și aș vrea să merg să mă întâlnesc, că posibil ar fi o oportunitate, dacă eu eram, da, da, eu te aștept, îmbrăcată, încălțată, pieptănată, parfumată și ce înseamnă asta, acum am spui. Da? Nu, eu înțeleg și zic, bineînțeles, iubitul meu, dacă este important pentru tine, te duci și mergem altă dată. Exact așa și la relaționare. Dacă pentru mine este o valoare relația, relaționarea, atunci eu niciodată nu o să fac nimic care să dăuneze. El la fel. Da? Și noi putem să ne înțelegem și uh, pentru că asta pentru noi este o valoare. Și așa mai departe, că facem sport împreună și așa mai departe. Și atunci eu mi-am dat seama, cuplurile puternice, Durabile, într-adevăr, să te pronunți că este un cuplu puternic, în apă, în foc și așa mai departe, este un cuplu la care coincid măcar primele două valori. Acum, nu neapărat să fie dezvoltarea personală, cineva, pot fi bani, distracție, da, valorile sunt diferite, valori. da? Dar fiecare ce valoare are. Dar dacă coincid. Și atunci, o femeie, ca să-și găsească un bărbat ca lume, să zicem așa, ea trebuie să identifice valorile bărbatului. Cum? Ea trebuie. Să identifice prin a atrage atenția în ce investește el cele mai importante resurse ale vieții, care sunt timpul, atenția, banii, emoția și pasiunea. Dacă ea urmărește toate aceste aspecte da, și vede unde își canalizează el toate resursele, ea poate identifica cel puțin două valori ale lui. Și atunci este și se gândește și cântărește. Asta sunt și valorile mele sau nu? Deci, sincer, asta este rețeta mea la care Interesant. am ajuns. La care am ajuns recent și uite, a fost o conștientizare a mea pe care, pentru că chiar vorbeam cu sora mea despre chestia asta și zice uite, uite cum ai tu relația perfectă, să mă gândesc și eu dacă... Și a fost o conștientizare despre da. valori care chiar are dreptul la existență această filosofie. Mișto. No. Și, practic, mă gândesc că și femeia, la rândul ei, ar trebui să-și stabilească care sunt valorile ei personale ca să Normal. vadă dacă se suprapun cu valorile lui. Da, și uh, ea trebuie să-și cunoască valorile, această mătrice de valori, pentru că dacă ea nu va trăi conform valorilor sale, îi poate de la început îi se pare că ea face un compromis, dar ea nu va fi fericită niciodată. Asta urma să te întreb, dacă ea se îndrăgostește de persoana respectivă, deci îmi place. Îmi dau seama că nu nu se suprapun, nu se suprapun matricile noastre de valori și totuși zice hai să give a try. Nu, eu pot să zic din propria experiență. Până, se termină. Până trece chimia, uh -huh. până se liniștesc hormonii. Da, trăim frumos. că E perioada aia de bomboane, buchete, plimbări, 6-9 luni. Da, și după aia, nu, eu am stat mult timp într-o relație. Perioada de îndrăgostire da, de neuro, de... așa zic cercetătorii. Da. 6-9 luni, că aia e. Da. Acum că durează până la 3 ani. Da. da. Și nu, eu am stat într-o relație în care n-au coincis valorile noastre exact asta făceam. Am analizat toate relațiile și am pus valorile mele și valorile partenerilor. Și mi-am dat seama că relația ok este acolo unde coincid valorile. Așa am ajuns la concluzia asta. Și nu, nu, e pierdere de timp. În punctul meu de vedere e pierdere de timp. Și eu am experiență că nu sunt la prima căsnicie. A, a câta? Nu pot să zic. Nu pot să zici? Înseamnă am că ai, am ști, ieșit din a treia. Ai ieșit din a treia? Da. Îți înseamnă că ai experiență și poți să ne zici de a... Unii oameni așa zice, bă, dar cât e ca să... A, simți că acum, a, a gata, ai înțeles? Da, eu înțeles de fiecare dată și am fost foarte fericită în toate. Uh -huh. Doar că în moment când tu evoluezi, și persoana alături de tine nu are aceleași nevoie, exact ce vorbeam de valori mai devreme. Da. da. Și pentru mine valoarea numărul unu este dezvoltarea mea. Dar să pot schimba valorile de-a lungul timpului, că de exemplu eu întâlnesc o persoană, valorile noastre coincid peste un an, să pot schimba valorile mele implicit ale ei și astfel încât noi să nu, mai, să nu ne mai potrivim? Nu cred. Nu? Mm -mm. Depinde acum, totul se schimbă. Și vremea se schimbă, totul se da. schimbă. E schimbător totul. Dar dacă sunt primele de bază, cele două, celelalte trei cu siguranță se pot. Uh -huh. da? nu știu dacă valorile de bază se pot schimba în viață, sincer. Dar, probabil, uite, de exemplu, eu. Dar nu, tot evoluția mea va rămâne. Și asta nu înseamnă că să citesc doar cărți sau. Dar, da? în general. Adică, eu sunt foarte preocupată de mine, în primul rând, în viața asta. Și asta e valoare și asta va rămâne neschimbată. Uh -huh. Zim, relațiile care ajung în punctul de a fi arse, adică e clar că s-au terminat toate bătăliile acolo. De ce rămân oamenii blocați în, în, în locurile alea și ce îi ține să nu facă pasul mai departe, și cum ar putea să facă, să facă pasul? Că femeia așteaptă de la bărbat, bărbatul așteaptă de la femeie, știi, e un. Adică să facă pasul în ce sens? Adică să, să rupă tot să ce rupă. se întâmplă acolo, da Frica de necunoscut Nu știi ce e după această relație și intri într-o zona al confortului Și eu mereu recomand să faci această rupere sau să ieși dintr-o relație Nu când ești victimă și ești plânsă și nefericită Atunci când tu ești în starea de resursă maximă și dacă vrei să te desparți tu ca femeie, du-te într-o tabără de feminitate, ieși cu fetele, pleacă într-o vacanță, fii fericită, bucură-te, analizează situația, mm -hmm. întoarce-te în full. Da? Să fii tu în resursă și doar atunci să faci această ruptură. Pentru că trebuie să ai suficientă forță pentru așa ceva. Dar, de fapt, este frica necunoscută. Eu, la femei, ce se întâmplă este pur și simplu frica de singurătate, frica de necunoscut, zona de confort. Frica asta la bază. Indiferent frica de ce, frica asta la bază. Frica, de dependența, acum nu mai vorbim de relații toxice și de dependență și da, știm toate astea, da. dar este frica. Uh, top... E nevoie de curaj. În general, să fii fericit, ai nevoie de curaj. Top uh, greșeli pe care le fac uh, bărbații într-o relație și femeile într-o relație. În afară de prima pe care am discutat-o uh, deja. Nu-și asumă responsabilități bărbații. Dar eu... ce înseamnă să-și asume responsabilități? Că Eu aud destul de des chestia asta. Bă, bărbații trebuie să-și asume responsabilitatea, trebuie să fie... Ce înseamnă Bă... mai concret în okay. viața unei femei? Ok, îți okay. Okay. spun imediat, din punctul meu de vedere. Uh, am spus mai devreme Despre valoare Și cum ne dăm seama că această femeie reprezintă valoare pentru un bărbat Da? La fel El investește resursele, cele mai importante resurse Din viața, adică, așa exact așa Cum am spus, timpul Atenția, banii Emoția Și pasiunea Și asta înseamnă în moment când el are grijă de ea uh, Îl interesează dar asta, într-adevăr, trebuie să-ți pese de această femeie și să ai intenții serioase. Și atunci, clar că, dar să te intereseze ce face, nu știu, ce mănâncă, chestii din asta, să-și asume, să preia poate din responsabilitățile ei, să-i ușureze viața. Eu mereu am spus că unei femei trebuie să fie mai bine cu un bărbat uh -huh. decât de una singură. <laughs> da. Și pentru ce tu îmi trebuie și mie, dacă mie mi este bine și așa, cu tine trebuie să -mi fie mai bine, nu mai rău. Deci, în sensul ăsta. Și, da, și astăzi bărbații nu-și asumă. Nu, discutând cu femeile, inclusiv financiar, nu vor să-și asume nimic. Ok. Da. Ce ar trebui să-și asume un bărbat din punctul tău de vedere financiar? Eu am două reguli da. la asta. Probabil mai sunt și altele. Dacă e cazul de chirie, bărbatul trebuie să plătească al chiria nu no, no, adică Nu există că facem no, no. jumătate. noi. Nu, no, no, asta. No. Normal, nu da. există și masa în oraș. Da. Astea două chestii trebuie să revină exclusiv. Da. Acum că femeia la un moment dat se trezește, hei, surpriză, ta da, am gândit eu, am organizat eu, it's on me, da, e ok, odată la, știi? că ai dreptate. Dar pe... frecvent e trebuie și să fie din punctul meu de, de, de vedere trebuie să fie responsabilitatea bărbatului și întreținerea facturile. Asta vine cu chiria, nu Da, să da, 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 sunt da, băgate da. împreună. Ia, deci, dacă vrea, nu știu, să cumpere de rog când se duce la da. supermarket că era pe acolo, știi. Deci, uite, asta deja înseamnă o stabilitate, ce zici tu. Da. Da? Deci, imaginează, de exemplu, stresul femei când ea este în oraș cu un bărbat, eu discut cu femeile și ea nu știe, va plăti el sau jumătate, jumătate sau tu îți dai seama. Da. Deci, tu îi dai lui energia ta. El a ieșit cu o femeie în oraș. Dar da? de ce fac bărbații treaba asta? Exact asta zic. Dar nu e cumva acesta. și din cauza faptului că femeile tot militează la ideea de egalitate? Păi normal, e moda și lor le convine. E foarte convenabil. E foarte convenabil. Păi nu e convenabil să plătești jumătate de notă decât da, toată e. dată. Da, da. Da, dar să-i acolo niște chestii. E ca și cum na, ai, ai două și rămâne doar unul, știi? Da, e, da. Nu e, not good. Adică ei se știrbesc pe ei fără să-și dea seama. Da. Da. Asta e un subiect. Pentru că, uite, asta se promovează. Egalitatea. Eu nu sunt pentru egalitate. Eu niciodată în viață nu o să zic că există egalitate. Nu există nicio egalitate. Niciodată o femeie nu poate să facă ceea ce poate face un bărbat. Clar. Niciodată. Crezi că e o problemă faptul că se privește în direcția asta de hăi rup, așa, egalitate, în loc să se privească așa în fuziune? Adică sper să nu fiu eu prea idealist și să văd așa un tot între o femeie și un bărbat mai mare decât amândoi doi cai la o căruță. Nu, noi uh, ne deconectăm de la origini. Cum era pe vremuri? Pe vremuri femeia... Cu, uh, în peșteră cu focul și cu oala de mâncare, bărbatul la vânătoare, la lemne, la toate nebunile. A făcut grajdul și de așa cum departe. Psihic o să te simți bine mereu atunci când ești conectat la origini. Atunci când tu nu trăiești împotriva naturii. Com, pentru mine înseamnă drepturi egale atunci când bărbatul naște copil. <laughs> 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 în cazul ăsta, da, vorbim despre drepturi egale. <laughs> <laughs> În rest, dacă eu am trei copii, patru, da, ce fel de drepturi egale? Murim de foame. Eu da. ce fac? Cum fac? Eu sunt cu trei copii după mine. Ce fac? Despre care drepturi egale vorbim? Da. Deci ar trebui să se miște un pic. Da, și uite -te câți, câte, câte familii disfuncționale, câți copii cresc fără tată, fără părinți, fără... și femeile sunt foarte puternice și au instinctul matern și femeia se descurcă și cu trei și cu patru copii, se descurcă singură și copiii cresc, nu de foame, nu cerșesc, se descurcă. Da. Da, câți bărbați, uite-te uite și tu câți bărbați nu și asumă responsabilitățile pentru copii. Da. Despre ce vorbim. Dar femeile pe partea elaltă, ce greșeli fac când vine vorba despre bărbați, în afară de, în afară de faptul că le știrbesc lor din masculinitate. Nu sa? pot fi pasive. Nu pot fi pasive și nu pot lăsa bărbatul în față. Pentru că ea este neliniștită și de aia nu poate fi pasivă. Deci în moment când tu te duci la restaurant, lasă-l pe el să comande. Eu dau exemple simple sau de exemplu am văzut cazuri, oprește poliția, stă femeia cu bărbatul. Femeia este cea care vorbește, scoate. Me... Da, da. Dar ce, că noi n-am făcut nimic, de situație la restaurant. Uh, la, la restaurant, adică tu te referi la faptul ei doi vorbesc, ce da, vrei să ți comanzi, da. ea spune, da, când vine domnul chelner, el îi spune și ce vrea să comande ea și ce vrea să comande da, el. Da. Asta da. ai vrut să zici, nu? Da, dar de obicei ce se întâmplă la restaurant? Ei, fiecare... Feme... nu, femeia zice: "Noi vrem asta, 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 asta." Da, eu știi, egalitatea ar spune fiecare pentru el, dar da. dacă zice ea și mm, pentru el. În moment când sunt în cuplu, da, ea este activă, ea este cea care ea, ea este mai activă decât el. Și asta este o mare greșeală. Ea trebuie să fie principiu pasiv. Deci, femeia este luna. Bărbatul este soarele. Soarele este cel care radiază, este generos. Luna este cea care primește. Cum se vede luna plină pe cer? Și toată lumea e luna plină, ce frumos. Uh -huh. Este într-o axă cu soarele. Și soarele luminează luna și ea se vede. Mm -hmm. Practic, tot datorită. Femeia înflorește datorită bărbatului și așa este. Pentru că dacă întreb orice femeie, niciodată nu o să zică, nu, eu vreau să fiu fericită fără bărbat, eu nu vreau familie, eu nu vreau copii. Foarte puține care o să zică, dar de fapt, sau nu, eu vreau să fiu aia puternică, eu vreau un preș lângă mine și vreau eu să fiu aia puternică. Nu există. Ea vrea să simtă în siguranță. Dacă întreb ce înseamnă fericirea unei femei, da? Siguranță, să poată să-și întemeze familie, copii, să fie, să fie aibă o relație OK. Tot la asta se rezumă fericirea noastră. Și de ce să Asta este fericirea noastră. Ne da. avem nevoie de relație, noi ne avem nevoie să ne realizăm în iubire, avem nevoie să facem copii, să iubim, să dorim iubire. Nu crezi că, cumva, ideea asta de a fi pasivă, se bate cap în cap cu realitatea pe care noi o trăim în zilele noastre, ca și societate. Adică. Femeia ar trebui să fie pasivă în prezența bărbatului și activă când e ea singură da, și da, face treabă, da, și așa da, mai departe? Da, da, da. da. Vorbim strict de relaționare și vorbim strict de energia feminină și cea masculină și colaborarea cu. Da, pentru că, da, ea trebuie să învețe să fie pasivă alături de bărbat. Ea este. Cum am spus, este în tensiune, ia decizie, este autoritară, este agresivă. Toate aceste lucruri sunt energie masculină și atunci se bate cap în cap. Ce n-ar trebui să zică niciodată o femeie? Să-l compare cu alți bărbați. Da. Doare. Niciodată. Niciodată să nu să zic zică, nu știu, adică în momentul unei, când se ceartă, să nu-i reproșezi sau să nu-i zică ce nu i-a ieșit lui bine. Gena, uite că ții minte că n-ai vrut să faci asta, nu-ți-a ieșit nimic, că ești prost. Ok. <laughs> da, din asta. Deci, fără reproșuri, din asta. Um, cum am spus, să nu-i streseze seara. Da, de obicei, femeia care are grijă de liniște, ei nu stresează bărbatul. Uh -huh. nu-l sună de 10 ori unde ești, ce faci uh, nu... de câte ori are voie o femeie așa, voie Voie. da, o femeie să-l sune pe zi de câte ori simte nevoia dar o femeie care este preocupată ah, dar... de ea nu simte da. nevoia să-l sune non-stop da, trebuie să-mi dai un range noi bărbații suntem pe... știi, femeile sunt cu uh, estimarea largă să nu-l sune de multe ori și de multe ori înseamnă 8 <laughs> știi ce, nu. Ce înseamnă nu de multe ori. Dăm, dă mi o situație ideală în viziunea ta, evident, că nu e o regulă. Acum no, purtăm no, no. o discuție subiectivă. Două, trei, poate. Două, trei. Da. Deci, atenție, ce trece de trei out. <laughs> Păi, da, știi ce se întâmplă? Uh, el o sună. Dacă vede că ea nu sună și așa mai departe, el sună dacă îi face plăcere să vorbească cu ea. Dar de ce să-l stresez eu când cu siguranță lui face plăcere să vorbească cu mine? Și în moment când își găsește clipa potrivită, mă sună, nu? Da, sună, să pune și text? Sau sunatul e sunat, mesajul e mesaj? WhatsApp-ul e WhatsApp? Nu se pune și mesajul. Nu se pune și se, la. Nu, nu, se pune și mesajul. Da, se pune și mesajul. Adică să aibă, să aibă un contact da. fie că e telefonic, fie că e da. WhatsApp, măcar de două, trei ori. Și femeile trebuie să înțeleagă o chestie. Că unei femei se face mai repede dor decât unui bărbat. Deci, de exemplu, cum durează la femeie și cum durează la bărbat. Dacă femeia nu vede bărbatul, ei este dor deja a doua zi, foarte tare, bărbatul e peste trei zile. Mhm. Uh -huh. <laughs> Da, e, e. Da. Ei este foarte greu să înțeleagă asta. Da. Și atunci femeia trebuie să înțeleagă și în momentul ăsta ce trebuie să facă ea, să aibă grijă de liniștea ei, de plăcerea ei, și satisfacția ei, de lista aia, ce îi place să facă, ce îi face bine, o să facă practici energetice feminine, să facă respirație, tehnică de respirație, da? să deseneze, să cânte, să danseze, să aibă activități din astea care nu doar jobul și bărbatul. Deci femeia are două joburi, unul să streseze bărbatul și al doilea job-job. N am zis eu, a zis o femeie. Uh. Nu puteți să ziceți că eu, că mi gen, că Pradu. Nu aveți cum că. Da, uite că. Da. Um, Multe femei ce... poate nu sunt de acord, dar. Cu siguranță, da, da, cu, siguranță. da. Deci... cu siguranță. Ce n-are voie să zică un bărbat? Că eu, eu vreau să port egalitate, știi? Ce nu are voie să zic. Dar aici da. este foarte individual, sincer. Adică nu e regulă. Clar, da. Nu există o regulă. Ce nu are voie să zic Nu știu. Ce ar trebui să zic atunci, na. Ce nu are voie să zică, să zică, de exemplu, mereu mai e bine să zică că a slăbit. Mereu. Deci, să-i zică ei. Da, ai slăbit, ai slăbit, da. Deci chiar ai slăbit, da. Da. Dacă îl întreabă, să-i zică, da, ai slăbit. Deci asta neapărat. Așa. Bun. <laughs> Toate, ați slăbit toate. <laughs> Mirona, ai slăvit. a, fost, a fost o glumă, da. Slăbit. Complimente, asta era ideea. Complimente. Da, complimente, da. Mie mi se pare că bărbatului vine un pic peste picior să facă complimente. De ce? Dacă este sincer. Eu am, eu am o, o filozofie, fii atentă ce filozofie am. Eu cred că bărbatul, după ce își consumă perioada aia de îndrăgostire, 6-9 luni, da, da, când îi vine să aducă flori, să aducă, bă, să aducă lună, canapea, tot ce vrei, orice, să aduc, gata, acasă. Cred că după perioada respectivă, când nu-i mai vine atât de instinctiv, cred că ar trebui să-și pună memento pe telefon. Așa. <laughs> să-și pună memento pe telefon. Par exemplu, flori. Mm -hmm. Știi? Mm -hmm. că am auzit de multe ori și bărbați care zic că, bă, dar n-am simțit să-i duc flori. Men, dar tu nu o să simți niciodată dacă e așa, că tu simți să-ți iei o bere. Te... Serios, adică noi nu o să simțim niciodată, cred, după perioada aia. E... Real să nu, uite, eu, eu ai... spun, știi, da, în, în da, cazul meu. Da, în cazul meu. Da. Că te iei cu atât tu și Da, cu atât. Da. Ai ajuns acasă. Oh, Flor, na, iar am uitat și se tot perpetuează. Da. Dacă sună telefonul... Da, uite, ce zici tu e un lucru frumos. Asta înseamnă că te educi să respecti femeia, să-i oferi atenție și respect prin aceste uh -huh. mici lucruri. Deci, într-adevăr, asta este un lucru foarte important și nu neapărat ceva mare, dar să-i arăți că o validezi prin anumite acțiuni concrete și, cum am spus, că femeia este materialistă, fiecare femeie face o deosebită plăcere să-i duci ceva. Ok. Deci fie, nu știu... Deci nu mă amintesc că de toate. <laughs> <laughs> în ciocă. sensul bun. În sens bun. Da, dar în moment când tu dai emoție unei femei și tu îi trezești această emoție autentică de mulțumire, admirație, de bucurie, ea ți întoarce în zicit înapoi. Și în felul ăsta, ți îți merge foarte bine. Tu ai observat că în moment când ești îndrăgostit și ești într-o super relație, ție ți îți merg și afacerile mai bine. Clar. Sincer, da sau nu? Clar, da. Clar. Da, clar, da. Sau, și, invers. și invers. Dacă ești îndrăgostit de persoana nepotrivită, lucrurile da, au da, potențialul să te da, da, ducă în cap. Da, 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 categoric. Păi și ce se întâmplă? În moment când tu ești îndrăgostit, ai și tu emoția autentică, tu îi dai ei, ea generează, ți întoarce înapoi și asta este o energie. O energie cu o vibrație foarte înaltă. Uh -huh. Deci, în general, emoția autentică a femeii este o energie foarte puternică și cu vibrație înaltă. Repet, femeia te ridică, femeia te coboară. Femeia cu vibrații joase te coboară, acum nu începem filosofii vibrații, de asta e. Da, Așa este. Corect. Da, ea te ridică prin energia asta ei al Sufletului, prin energia asta pură, prin iubire și emoție, prin emoție autentică, pură, care este, se adresează ție. Și, în general, se spune că a, bărbatul, asta în caz dacă iubește și o respectă, 10% din profit. Trebuie să investească în femeie și atunci lui se întoarce. Mi se pare Echitabil. Da, foarte. Legile Babilonului. Da, sunt, da, da. Eu da, sunt da, de acord da. cu ele. Da, da. Și până la urmă, orice sistem tinde spre echilibru. Niciodată în Univers nu va exista un sistem echilibrat, un bărbat singur și o femeie singură. Da, Noi clar. toți tindem spre acest echilibru și această colaborare. Și în momentul când există o colaborare sănătoasă, energie masculină și energie feminină, atunci lucrurile ies foarte bine. Exact ce ziceam că merge bine și în afaceri și în mai multe lucruri. Deci trăiești pe o, pe o altă frecvență, o altă realitate, efectiv. Cum găsește bărbatul această pretendentă perfectă? Bănuiesc că și el trebuie să-și facă portretul. Cum și ea, de altfel, trebuie să-și facă. Nu cred că nu? bărbatul stă să analizeze. Tu vreodată să analizezi așa? Nu. 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 Dar dacă trebuie, analizez. Dacă trebuie, analizez. <laughs> dar de obicei, pentru bărbat, 55% contează cum arată femeia. Cât? 55%? Da. De unde ai ajuns la... <laughs> așa se zice. Deci nu, no, 50... că sunt de acord, nu da, e problemă. Da, nu e da, problemă. chiar e sunt eu, de acord, da. Nu e. da 55% contează cum arată mine, De ce prim, da, primul uh, scan, primul uh, da. interacțiune. 55% contează cum arată, 30% și ceva, uh, 30%, nu știu, ceva de genul, amprenta vocală, gesturile, felul ei de a fi și doar 7% ce vorbește. Asta e prima impresie. Prima impresie. Prima impresie, da. După aia, bineînțeles că încep să o descopere. Da. Okay. da. Dar, oricum, chimia, pentru un bărbat, nu știu, este punctul meu de vedere, nu sunt bărbat, dar, oricum, chimia adică este... Adică, noi ne uităm după valori, adică voi vă uitați după valori la noi și noi ne uităm după valori la voi, vrei să zici? Vă uitați, dar după. La, la ce trebuie să fiu eu? Eu sunt bărbat, da? Mine da. mă interesează direct această întrebare pe care tocmai ți-am adresat-o, dacă da, nu te prins? Da vreau să am, știi, vreau să am niște niște direcții unde să vreau să am niște chestii ajutătoare okay, niște niciodată în viață nu o să cred că o să-ți faci o listă de valori, o să vrei o cauce. aha, uite cum arată, nu mi se potrivește mie, de exemplu, îmi plac așa ea este așa, dar nu contează, are super cinci valori <laughs> cele cinci valori bifat, hai! Da, acasă. <laughs> acasă! nu te cred că faci asta. Nu, nu. Tot e chimia, în primul rând, pentru un bărbat și apoi restul. Da, dar la ce trebuie să fiu atent? Ok, uite, chimie, <coughs> da, super. Mi s-a întâmplat uh -huh. să avem chimie Da. și Și turnulețul de piatră s-a da. dărmat după... Nu, în primul rând, dacă te simți liber, dacă te simți relaxat, uh, cât de repede te simți în prezența ei așa cum te simți când ești și singur. Cum te uite, simți? A, abia acum mi-ai dat un tul. Deci cum mă simți? Singur trebuie da, să mă simți și... Atunci când nu te vede nimeni, da? Cum te simți tu? Cum te comporți atunci când nu te vede nimeni? Și atunci puneți întrebarea, cu ea poți să fii așa? Uh -huh. Și cât de repede. Plus, dacă nu simți la ea frică de singurătate, dacă nu simți la ea... Știi că femeia care are frică de singurătate are un pic ochii bolnavi și bărbatul simte chestia asta că este frică de singurătate și ea se agață de relație. N-ai avut niciodată astfel de situații? <laughs> sau când ea inițiază relația și te stresează și bineînțeles. Și atunci toate lucrurile astea, dar și ea trebuie să fie exact asta, să trăie, să fie pozitivă, să creeze atmosferă, să trăiască viața în bucurie. Lucruri, la lucrurile astea trebuie să atrage uh -huh. atenția și cât de relaxată te simți și cât de relaxată este ea. Deci dacă ea este mereu tensionată și așa mai departe și stă așa și nu poate vorbi liber, deschis, nu puteți aborda anumite subiecte, probleme de comunicare, atunci asta înseamnă că nu există bagaj emoțional. De obicei, femeia este cea care creează atmosfera în relație și ea face bărbatul să se simtă liber, să vorbească, ea duce către dialog, ea duce comunicarea, depinde de femeie în cuplu. Ok. Da. Și toate criteriile astea contează foarte mult. De ce ajung oamenii să înșele? De ce ajung oamenii să înșele? Zim de femei și de bărbat. Foarte multe femei din ce am întâlnit se răzbună, efectiv. Ok. Da. Sau, a, uite, el a vorbit cu aia, sau a fost acum 2001. Și, da, se răzbună. A, plus, moment când femeia înșala, de obicei se zice că ea nu mă iubește, și o femeie niciodată nu pleacă nicăieri. Deci dacă femeia a plecat să înșele, asta înseamnă, dar este foarte periculos pentru o familie și pentru un cuplu, pentru că se distramă, se distramă lucrurile, energetic vorbind. Deci dacă a mers totul bine pe plan de afaceri, pe plan de abundență și femeia începe să înșele, există pericol foarte mare că bărbatul va cădea. Interesant. Da. Dar și bărbatul e și responsabilitatea bărbatului să o facă, să nu înșele, nu? Dar adică... de ce crezi tu că în societate parcă e mai acceptat așa? La bărbat zici că, da mă, să lasă că e bărbat, că s-a dus, s-a așa, și a venit acasă și a uitat. Dar la femeie nu? Nu e, nu e ok. De ce? De unde crezi tu că s-a făcut? Dar nu e ok nici la femeie și la bărbat. Și poți azi. să zici că e ok, poți să zici că nu e ok aici, este foarte pentru fiecare ce viziune are, dar bărbatul este mascul. Femeia este la ovulație o dată pe lună. Da? Și femeia, când este la ovulație, ea are libido, apetit, da? Apetit sexual. Și ea este mult mai activă în, în această perioadă. Bărbatul nu are ovulație. Bărbatul... Slavă Domnului! Bărbatul este uh, mereu, adică el nu are nevoie de uh, ceva special, de o perioadă specială și plus toți bărbații, se... și toți bărbații se uită după femeie, acum, sincer. Deci, toți bărbații se uită după femeie, nu există. Deci, dacă a trecut și tu ai atras atenție, tu poți să zici ce înălțime, cum era în față, cum era pe la spate, deci tu poți să zici în 3 secunde. Și asta e ceva pur masculin. Uh -huh. Da, și atunci bărbatul are instinctul ăsta dezvoltat. Suntem fiziologic diferiți. Bărbatul are nevoie mult mai mult decât, din punctul să de vedere fiziologic, decât instinctul ăsta de reproducere, să zic, deci decât, decât că, o femeie. Deci înseamnă că pentru noi da. este mai greu să nu înșelăm decât este pentru o femeie. Teoretic! Teoretic! teoretic. teoretic dar ar trebui să intervină acest raționament care să zică, oh! Știi în ce caz bărbatul nu înșală? Mm. Când simte frică, efectiv el este într-o situație de stres și el simte frică și el nu vede alte femei. Când este fizic bolnav, îl doare ceva, el nu înșală și trei, când este îndrăgostit. <laughs> da, atunci când el este îndrăgostit, el bineînțeles că nu înșală. Crezi în, crezi în ideea asta de um, love forever, adică de. Eu îmi doresc tare să cred. Da. da. Deci, asta intenționez să fac de acum încolo. Să cred? Să... Da. Eu cred, pentru că o iubire adevărată, matură, eu am avut posibilitatea să am mai multe etape la diferite vârste, toate au fost frumoase, sunt recunoscătoare pentru tot ce a fost în viața mea. Am fost foarte fericită la fiecare etapă, dar o iubire matură și asumată presupune mult mai mult decât chimie. Ok. Presupune mult mai mult decât chiar și aceste valori în comun. Un cuplu de durată și un cuplu care se iubește sunt lucruri diferite. Respect, admirație, emoție, pasiune și toate aceste lucruri se muncește la, în toate aceste privințe ca să menții. Uh -huh. Ca să menții și să creezi atmosfera ca partenerul tău să nu mai aibă nevoie de altcineva. Da, bine, până la urmă trebuie să fie și din uh, suflet, adică nu poți da. să faci circ <laughs> ca să fie fără. fără adică, da. Da, dar eu cred în această idee și dar trebuie să știi cum să-l nu știu, cred că cred în sufletul pereche. Depinde, depinde. Eu, de exemplu, dacă stau să analizez, eu aș putea să trăiesc până adânci bătrânețe cu fiecare partener al meu, care a fost până acum. Okay. Clar, da. Doar că n-am vrut eu să fac anumite compromisuri. Și să zic că n-am trăit în iubire, nu am trăit în iubire mereu, dar poți, poți, poți. Poți, chiar poți. Uite, acum stau și analizez, poți. Deci dacă de la tine avem o urmă de speranță... Nu, chiar care poți. vorba aia, ai văzut o grămadă de femei și o grămadă de... Eu mulțumesc, o să iau și eu această urmă de speranță. Nu, serios, să... chiar poți, poți, dacă îți place să dăruiești iubire în primul rând. Mm -hmm. Pentru că, uite, o femeie o întreb, ce vrei? Și ea începe, doamne, o să, dintr-o parte, pare că sunt împotriva femeilor cu... Nu, no, nu. No, adică no, sunt dar... foarte realistă. Materialistă, cum ai zis. Re realistă, Materi și materialistă? Materialistă, da. ce ați adus -o pe aia? materialistă și realistă? acum. Da. Uh, și o uh, întrebi o femeie, uh, tu ce vrei? Vreau un bărbat care să mă iubească. Vreau un bărbat care să fie responsabil și tot ce am vorbit noi mai devreme. Vreau un bărbat care să-și asume. Vreau să simt că mi-este mai ușor și așa mai departe. Ok, ok, da. Dar el de ce trebuie să te vrea pe tine? Uh -huh. Adică, înțelegi cumva poziția asta că eu tot aștept să vină să mă salveze cineva? Vreau un bărbat care să mă iubească. Da? Sănătos este atunci când. Atunci ce vrei un partener? Eu simt nevoia vreau să l iubesc, simt nevoia să dăruiesc dragoste. Uh -huh. Da, simt nevoia să iubesc și să fiu iubită. Asta este răspunsul corect. Drăgulț. Da, când îți place să dăruiești, și în moment când ți îți place să dăruiești iubire, nu există să nu primești înapoi iubire. Fain. Nu există. Elena spune spunem două cărți care, pe care tu le recomanzi în, în direcția asta de relații, de feminitate, de care te-au impactat poate și pe tine la un moment dat? Mă, asta e o problemă. Acum să stau să mă aduc aminte de cum crezi că de foarte multe ori am citit o carte pentru o frază, de exemplu, știi? Dar stai să mă aduc aminte că am citit foarte multe cărți. Ceva așa care ți-a rămas în... pe scoarță. Uite, mi-a plăcut uh, cartea lui mama lui Elon Musk. May Musk. Chiar mi-a plăcut. Deci merită citită. Și m-a inspirat. Eu am, am o problemă cu rețelele de socializare. Uh, nu sunt activă, uh, nu, nu le am cu de Instagram, cu Instagram, cu, știi, doar că trebuie, dar da. că sunt un pic de modă veche eu. <laughs> și la ea am citit că femeia are 70 ceva de ani și atât de tare m-a inspirat poziția ei și cât la 70 ceva de ani poți să fii uh, Tânără și să mm -hmm. faci chestii și wow. Și plus că a avut o, o poveste de viață foarte grea. A fost abuzată, a fost bătută când era însărcinată, a plecat având trei copii de la un bărbat foarte violent, a luat viața de la zero, practic a început, a început să trăiască la 45 de ani, abia atunci a început viața. Man. O poveste impresionantă. Da. Asta, chiar asta a fost ultima care. Mișto. A avut un impact frumos asupra mea. Fii atent, exercițiu de imaginație acum pe final. Imaginează-ți un banner mare, că toată clădirea asta, da. unde ai intrat tu, da. pe care ai posibilitatea să-l pui la Victoria, acolo, în intersecție Așa. și poți scrie ce vrei tu pe el, ce ai scrie pe bannerul respectiv, pe care îl vede, actually, toată lumea care trece pe acolo. <laughs> Trebuie să-mi zici din timp, să mă gândesc. Okay? Nu, no, era era telefonat <laughs> acum, dacă ziceam din timp. Uite, putem să ne referim la femei, că aici e... Nu, că mă gândeam de aici mine personal, de... Mm. Aș scrie că, dacă m-aș adresa femeilor, da? Mm -hmm. Bărbatul tău interior își dorește succesul. Femeia ta interioară își dorește fericirea. Fine. Adică femeia să știe clar că în momentul când ești dorește succes, este în energie... Este bărbat. Da. Dar în același timp trebuie să-și durească. Și... Normal, dar în echilibru. Deci eu accesez energia masculină <cute> zi de zi. Acum o să fiu ipocrită dacă o să zic, vai, feminină, zen, plăcere, satisfacție. Nu, doar să știi, tu trebuie să ai dezvoltat o abilitate da. și una și alta și să știi când să le folosești. Exact așa și tu fiind bărbat, crezi că în creație nu folosești energie feminină? Mm. Bineînțeles că o folosești. Da. Deci e normal, asta sunt niște abilități, niște bonusuri de la univers, dacă tu știi și ai prelucrată și una și alta și știi să te folosești, e wow. Uh -huh. Adică interesant e să știi să faci switch când zici, bă, acum da. n-am nevoie de da. energie masculină, că sunt da. cu da. un model lângă mine, e da. el bărbat, e ok, da. gata, eu pot să... Da. Da, și când ești la job trebuie să cam să cam iau în mână. Categoric, da, și femeia, dacă este foarte creativă, de exemplu, și ea nu are suficientă energie masculină, ea nu poate aplica și nu poate uh -huh. acționa. Ea nu poate aduce în viață tot ce, uh -huh. toate ideile. Da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o singură propoziție după toată polologia noastră pe care am avut-o uh, în seara asta, care ar fi, din punctul tău de vedere, cea mai importantă propoziție din toate propozițiile pe care le-am? sau un rezumat, like, cu care să rămână. Știi că e ca într-o carte, citești o carte și îți rămâne mm -hmm. exact mai tu, o singură propoziție sau o frază. Și Care ar fi fraza? Mm. Fraza ar fi că femeia, pentru a fi fericită și pentru a trăi în flux și pentru a avea și o relație uh, sănătoasă, trebuie să trăiască viața în plăcere și satisfacție. Asta. Okay. Și, da. Adică. Plăcerea și satisfacția pentru o femeie este esențial. Și dragostea de sine. Dar bine să n-am vorbit. Na. Mamă, era să deschidem o paranteză cât încă un podcast. Da. da. Elena, mulțumesc pentru, pentru discuția din seara asta. Da. Ce să zic? Pentru mine, cel puțin, ai mai făcut un pic de lumină în ceea ce privește că noi tot încercăm să ne înțelegem noi pe voi, voi pe noi și să încercăm totuși să conviețim că suntem pe aceeași planetă și cred că ajută foarte mult astfel de discuții și, la fel, cred că ajută discuțiile astea inclusiv în cuplu. Deci, eu mulțumesc pentru discuția din seara asta care a fost de ajutor și pentru mine și, probabil, și pentru oameni. Merci. Mulțumesc pentru invitație. Mersi! Episod susținut de Gândește Diferit.ro. Platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România.